și bine v-am regăsit! Suntem la Sănătatea în Focus by Secom, un podcast educativ avizat despre sănătate și prevenție. În această seară stăm la masă cu alergia alături de domnul dr. Rareș Simu, medic specialist în alergologie și imunologie. Bună seara, domnul doctor! Vă mulțumim că ați fost de acord să stați de vorbă cu noi în această seară. Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Cu drag, cu drag. Domnul doctor, de ce suntem atât de alergici? Pare că toată lumea are în ultima vreme cel puțin o alergie. Sunt într-adevăr, statisticile ne arată că într-adevăr a crescut numărul de alergici? Da. În ultimii ani se pare că această problema alergiilor este din ce în ce mai frecventă. Există și explicații, sigur, pentru această agravare, dacă putem spune, a alergiilor, dar sigur că există și multe necunoscute. Și, într-adevăr, statisticile, sigur, aici există foarte multe statistici, fiecare grup de studiu face anumite statistici, nu concordă de fiecare dată. Dar se pare că dacă vorbim de alergie în general, și aici includem și alergiile respiratorii și alergiile alimentare, unul din 3 sau 4 europeni este alergic la ora actuală, fie că știe, fie că nu știe. Pentru că sunt multe persoane, să nu-i numim pacienți, care au anumite manifestări și nu au fost încă diagnosticați cu alergie, dar manifestările pe care le au sau problemele pe care le au țin tocmai de acest spectru al alergiilor. Care ar fi cauzele principale? De ce? Poate și o părere personală dincolo de statisticile oficiale. Cauzele țin atât de societatea occidentală, societatea industrializată. Se pare că alergia este o afecțiune, o boală a societăților dezvoltate, țărilor industrializate. În țările în curs de dezvoltare, țările sărace, se pare că aceste probleme nu prea există sau există la un nivel foarte redus. Și atunci, sigur că sunt implicați factorii care țin de poluare, factorii care țin foarte mult de procesarea alimentelor, procesarea băuturilor. Sunt factori care țin de confortul vieții de zi cu zi, inclusiv metodele acestea și substanțele și metodele de asigurare a unei igiene foarte riguroasă, care nu întotdeauna este bună, adică are aspecte pozitive și aspecte negative. Acestea sunt factorii care țin de mediu, să spunem așa. Sigur că alergia în general apare pe, sunt trei piloni pe care se dezvoltă, pe un factor genetic, deci se moștenesc anumite predispoziții, pe influența acestor factori de mediu și ține și de persoana în cauză, inclusiv de momentul nașterii. Există studii care arată că nașterea prin cezariană are un impact negativ asupra riscului dezvoltării alergiilor. La fel, patologia pe care o are copilul mic și modul cum este aceasta tratată, de exemplu, excesul de antibiotice este unul dintre factorii care, după părerea mea, și nu numai contribuie la dezvoltarea acestor alergii. Acest consum în exces de antibiotice, sigur că este și direct pentru tratarea anumitor afecțiuni care de cele mai multe ori nu ar avea nevoie de aceste antibiotice. Și asta e o surpriză, pentru că și în mass media toți pediatrii sau infecționiștii, când sunt invitați la emisiuni, asta indică și asta susțin, că nu trebuie. 90% de exemplu din cazurile de infecții respiratorii, mai ales infecțiile respiratorii de căi superioare, nu au nevoie de antibiotic, pentru că sunt de natură virală. Și atunci n-ar trebui tratate cu antibiotic. Cu toate astea, în practică, pacienții pe care văd copii, toți vin cu tratamente cu antibiotice la cea mai mică răceală. Să nu exagerez, nu toți, dar marea majoritate.
Și atunci este acest exces de antibiotice prin administrare directă și un exces de antibiotice indirect prin consumul de carne de vită. În industria aceasta a cărnii de vită se folosesc foarte mult antibioticele, nu pentru a trata ceva boli, ci s-a constatat un efect mai puțin obișnuit al antibioticului, care duce la creșterea masei musculare. Și atunci se administrează anumite antibiotice bovinelor, tocmai ca să crească cât mai mult și cât mai repede în greutate. Asta spre deosebire de carnea de pasăre, unde se folosesc alte medicamente și alte substanțe chimice, și inclusiv hormoni. Dar la carnea de bovine se folosesc aceste antibiotice pentru a crește masa musculară. De altfel, inclusiv OMS, Organizația Mondială a Sănătății, a făcut niște studii în care a arătat că tocmai asta este una dintre cauzele care a dus la dezvoltarea tulpinilor bacteriene rezistente, înalt rezistente la antibiotice, prin acest consum de carne de vită cu antibiotic. Și atunci se selectează tulpin bacteriene din ce în ce mai rezistente la antibiotic. Deci sunt două probleme pe care le produce această alimentație. Pe de o parte, rezistența la infecția, la antibiotice a bacteriilor, și pe de altă parte, prin distrugerea sau prin impactul negativ al antibioticelor asupra florei normale a organismului, microbiomul despre care despre care toată lumea vorbește și e foarte la modă. Deci are un impact negativ asupra acestui microbiom și sigur că în felul acesta se pare că sunt favorizate, e favorizat dezvoltarea trenului alergic. Mi-ați ridicat la fileu direct întrebarea legată de microbiom și aș vrea să știu perspectiva dumneavoastră din punctul de vedere al alergologului. Care este legătura între microbiom și imunitate și în mod evident alergii? Dacă vorbim despre microbiom, sigur că el are mai multe localizări sau locuri unde există, dar cea mai mare, partea cea mai importantă a acestui microbiom este la nivelul tubului digestiv. La fel, o parte importantă a sistemului digestiv, a sistemului imun, se află tot la nivelul peretelui tubului digestiv, la nivelul peretelui intestinal. Și atunci este evident că există o legătură între acest microbiom și activitatea sistemului imun. Microbiomul, ce înseamnă de fapt acest microbiom? Înseamnă un complex de bacterii care colonizează cavitățile organismului sau cele care vin direct în contact cu mediul exterior și care fac parte din integrantă din sistemul imun, din căile de apărare ale organismului. Prin faptul că aceste cavități, cavitatea nazală, cavitatea bucală, cavitatea vaginală, tubul digestiv, care vin direct în contact cu mediul extern, sunt populate cu aceste bacterii care nu au efecte negative asupra organismului. Sigur, dacă ele sunt în echilibru și în anumite cantități, atunci lucrurile sunt bune și prin faptul că există acolo, împiedică alți microbi, micropatogeni, să vină, să se dezvolte acolo și să apară îmbolnăvirile. Deci asta este o legătură directă cu sistemul imun. De fapt, ele fac parte, sunt așa numitele bariere de apărare ale organismului. O altă influență pe care o are la nivelul tubului digestiv, dacă vorbim și despre aceste alergii alimentare, împiedică prin echilibru populațiilor bacteriene, împiedică dezvoltarea inflamațiilor la nivelul mucoasei intestinale, ceea ce e foarte important pentru dezvoltarea alergiilor, mai ales alergiile alimentare, pentru că așa se dezvoltă alergiile alimentare. Alimentul venind în contact cu mucoasa intestinală, unde există țesut limfoid, adică o componentă a sistemului imun,
Alimentul fiind un corp străin organismului, rolul sistemului imun este să apere organismul de acest corp străin. El nu face diferența că este un aliment care este necesar pentru buna funcționare. Și atunci apar anumite reacții la nivelul intestinului, reacții care sunt absolut firești. Ideea este dacă aceste reacții depășesc un anumit nivel. Dacă depășesc un anumit nivel, atunci lucrurile pot să se dezvolte într-un sens sau în altul, apropo de alergiile alimentare, sau pot să se dezvolte spre așa numitele intoleranțe alimentare, care apar printr-un alt mecanism. Deci este un balans între două tipuri de populații limfocitare, limfocitele T-helper, TH1 și TH2. În funcție de balanța spre care înclină una sau alta, se dezvoltă intoleranțe alimentare sau alergiile alimentare. Și atunci, ideea de bază este că în tot acest mecanism este implicată inflamația la nivelul intestinului și sigur că acest microbiom intestinal are rolul tocmai de a limita apariția acestei inflamații. Atunci când lipsește sau când sunt anumite dezechilibre bacteriene, este favorizată inflamația mucoasei intestinale și atunci apar dereglări în acest echilibru populațional TH1-TH2 cu dezvoltarea sau alergiei sau intoleranței alimentare. Cum am putea folosi toate aceste informații în practică, dincolo de situațiile particulare în care suferim de niște alergii care chiar ne trimit la alergolog? Chiar dumneavoastră spuneați că unul din patru parcă oameni sunt alergici. Ne-ar ajuta, nu știu, un anumit tip de alimentație sau poate, eu știu, administrarea de omega-3 pe care știm toți că este antiinflamator. Există niște trucuri pe care le putem face noi toți cei care suntem alergici? Din practica mea am observat că cele mai frecvente intoleranțe alimentare, dacă rămânem la acest domeniu, sunt intoleranțele la gluten, intoleranțele la produsele lactate, intoleranțele la drojdie și intoleranțele la produsele din carne. Dar pe primul loc se situează aceste intoleranțe la gluten, la lactate și drojdie, plus minus drojdie. Dar frecvent intoleranțele la gluten se asociază cu intoleranțele la... Și atunci recomandările mele pentru pacienți sunt să reducă consumul acestor produse. Pentru că este evident că ceva nu convine organismului atâta timp cât apare o reacție exagerată a sistemului imun manifestată prin aceste IgG-uri împotriva acelor alimente și sigur că asta semnifică o inflamație cronică, inflamație care poate să se extindă și în afara tubului digestiv. Și atunci, chiar dacă nu recomand frecvent aceste teste de intoleranță alimentare, recomand frecvent un regim alimentar din care să fie redus cantitatea de tocmai de aceste alimente pe care, din ce am observat la pacienți, la care apar cel mai frecvent aceste reacții de intoleranță alimentare. Legat de ce m-ați întrebat cu suplimentele cu omega-3, sigur, omega-3 este un supliment care este recomandat pentru în toate bolile cu componentă imună, inclusiv în boala etalon, să-i spunem așa, bolilor autoimune, care este lupusul. Deci chiar în tratatele de medicină se recomandă administrarea 2-4 grame pe zi de acizi grași de tip omega-3, tocmai pentru efectul antiinflamator și imunomodulator pe care l-au. Și atunci sigur că e recomandată administrarea pentru efectul imunomodulator și în cazul alergiilor și în cazul acestor intoleranțe alimentare, deci în cazul tuturor patologiilor care presupun un proces inflamator cronic.
Asta ar însemna, dacă am înțeles corect din ce mi-ați povestit, că ar balansa cumva populațiile astea de TH1, TH2. Da. Există și alte trucuri pe care ni le puteți oferi pentru echilibrare? Trucuri, evident, benigne, care nu poate să riște, eventual din alimentație sau din suplimente. Aici sunt regulile care țin de o viață sănătoasă, pentru că acest echilibru TH1-TH2 și nu numai, există și alte două tipuri de populații de limfocite care sunt foarte importante pentru echilibrul sistemului imunitar. Sunt limfocitele T helper și limfocitele T supresoare, care unele inițiază și susțin răspunsul imun la agresiune, celelalte au rolul să tempereze și să încheie procesul acesta de răspuns, procesul inflamator, practic, așa se manifestă răspunsul imun la față de agresiune. Deci, inclusiv pentru echilibrul acestor populații, limfocitare, viața sănătoasă. Și aici, la viața sănătoasă, se include atât alimentația, dar și regulile de igienă psihoemoțională și igienă fizică. Aici, la igiena fizică, mă refer în special la activitatea fizică susținută, regulată, sportul practicat, mai ales în aer liber, pentru că o oxigenare bună a organismului reduce cantitatea de radical liber din organism, care apare în procesele de ardere care se produc în permanență la nivelul organismului. Și atunci acești radicali liberi sunt tocmai cei care au impact negativ asupra sistemului imun și pot să producă dezechilibre la orice nivel. De aceea antioxidanții, celebri antioxidanți pe care menționează toată lumea, au un efect foarte bun de echilibrare a sistemului imunitar, a sistemului imun. Dar pe lângă acești antioxidanți, adică supliment, consum de suplimente de antioxidanți sau antioxidanții pe care putem să-i luăm din hrana zilnică, trebuie și aceste măsuri de echilibru atât fizic, dar și psihoemoțional, pentru că orice stres, orice agresiune sau orice conflict la nivel psihoemoțional are impact direct asupra sistemului imun. Există așa numiți hormoni de stres, cel mai cunoscut cortizolul, care are efecte negative, poate avea efecte profund negative asupra sistemului imun și asupra organismului în general. Și atunci trebuie evitate toate aceste stări conflictuale, trebuie rezolvate toate traumele cu care ne-am confruntat de-a lungul vieții și sigur că dacă reușim să facem toate aceste lucruri, ar trebui să avem o sănătate de fier. Problema este dacă reușim să le facem sau nu. Dar ce vreau să subliniez și să reținem de aici este că nu e suficient doar să consumăm niște suplimente cu diverse substanțe, diverse antioxidanți, vitamine, oligoelemente. Vitamina C, mă gândesc. Da, sigur, sunt bune și câteodată sunt chiar utile, pentru că alimentele din societatea industrializată, de multe ori prin folosirea acelor îngrășăminte pe bază de fosfați, reduc foarte mult cantitatea de anumite minerale și oligoelemente din aliment. Deci chiar dacă noi știm că acel aliment trebuie să aibă vitamina nu știu care, zinc, seleniu sau alte oligoelemente, el de multe ori nu le mai are, pentru că solul în care a fost cultivat nu mai conține aceste substanțe. Alimentele, fructele, legumele, toate își iau vitaminele, minerale pe care le conțin din sol. Ori dacă solul este supra-solicitat și tratat cu tot felul de substanțe chimice și în special aceste îngrășăminte pe bază de fosfați,
el se răcește foarte mult în anumite oligoelemente și vitamine și minerale. Și sigur că alimentele care provin din acest tip de sol nu mai conțin ce ar trebui să conțină și degeaba le consumăm. Și atunci este util administrarea de suplimente care conțin aceste vitamine și minerale, pe care le putem și doza. Există mai multe metode direct din sânge sau sunt metode de dozare a lor din firul de păr sau chiar din urină. Excelent. Deci nici morcovul nu mai e ce a fost, da. Super. O să mă îndrept un pic spre copii, pentru că mă gândesc că în practica dumneavoastră sunt o categorie zdravănă de public. Sunt foarte comune alergiile la copii. Aud foarte mult în rândul mămicilor cu copii mici despre acela PLV, despre de ce au devenit. Parcă nu era mânhadul ăsta de alergici. Puteți să ne dezvoltați un pic? Pe de o parte, sigur că nu eram și a crescut numărul de alergii, cum spuneam la început. Pe de altă parte, este și o exacerbare oarecum a diagnosticul sau o hiperdiagnosticare a acestei alergii la proteine din lapte de vacă. Asta înseamnă PLV. Pentru că întotdeauna lucrurile trebuie să stea în felul următor. Dacă copilul, pacientul sau oricine are o anumită problemă, în funcție de problema pe care o are, trebuie să meargă la medic și medicul trebuie să facă analize legate de problema pe care o are ca să lămurească despre ce e vorba. Acum, lucrurile nu stau totdeauna așa, că toate stau chiar invers. Adică vine mămica sau tăticul, copilul și arată medicului că a făcut el niște analize de capul lui, că a citit pe internet, că i-a spus vecina și a făcut analizele respective, care n-au ieșit bune și ce e de făcut acum. Și atunci mă întâlnesc de multe ori cu situația asta la cabinet. Să vină pacienții, aparținători sau chiar pacienți adulți, aparținători cu copilul și la întrebarea pentru ce veniți sau ce probleme aveți, scot buletinul de analize și sau v-am trimis analizele pe e-mail. Știți? Și atunci, sigur că e câteodată delicat să abordez așa problema, pentru că și asta apropo de ce a crescut așa mult numărul de alergii. De multe ori alergiile, mai ales la copilul mic, nu se manifestă clinic. Apar în analize, apare o alergie la proteine din lapte de vacă, dar copilul de fapt nu are nimic. Și atunci nici nu ar trebui luată nicio măsură. Dacă părintele n-ar fi făcut analiza respectivă sau n-ar fi primit indicație de la pediatru sau de la altcineva, n-ar fi făcut analiza, n-ar fi știut că e alergic, n-ar fi avut nicio problemă pentru că copilul era bine, mersi. A făcut analiza și de-abia de aici pot să apară problemele, pentru că de multe ori medicii care recomandă analiza inițial și la care se adresează părintele inițial, automat scot din alimentație alimentul la care a apărut reacția respectivă. Făcând treaba asta, de-abia după aceea pot să apară probleme, pentru că la reintroducerea alimentului, atunci poate să apară și manifestarea clinică. Și atunci deja devine problematic. Dacă nu s-ar fi scos alimentul și continua să fie administrat, să-l consume copilul, el tolera bine alimentul și nu era nicio problemă. Deci și asta este una dintre cauzele pentru care a crescut numărul acestor alergii, în sensul că se descoperă alergia ca atare, dar ea de fapt nu are impact clinic. Vedeți, asta mi se pare arta alergologiei, e un sweet spot acolo pe care numai experiența îl poate identifica. Da, analiza cea mai bună, de fapt nu e o analiză, testul cel mai bun în alergologie, totdeauna testul de provocare, inclusiv la alimente, adică se administrează alimentul respectiv, sigur, în condiții de supraveghere, de control, în spitalizare și se urmărește dacă apare reacție clinic sau nu, indiferent de analizele, de cum ies analizele de sânge sau testele plic pe mână sau testele peci pe piele. Deci testul de provocare, testul direct și pentru medicamente și pentru alimente, chiar și pentru alergiile respiratorii, deși acolo lucrurile sunt un pic mai clare decât în cazul alergiilor alimentare.
Există, când lucrurile nu sunt foarte clare, se fac teste de provocare pentru a putea diagnostica corect un astm alergic, de exemplu. Ați menționat introducerea și reintroducerea. Eu m-am gândit automat la perioada de diversificare. Felul, acum se poartă foarte multe diversificări, felul în care facem diversificarea la bebeluș poate impacta apariția sau evoluția unor alergii? Da, în primul rând, perioada la care se face diversificarea. Ideal ar fi să nu se înceapă diversificarea sub 6 luni jumate, adică momentul ideal de începerea diversificării este 6 luni jumate. Sigur, dacă nu sunt alte indicații care să prevaleze față de această indicație. Sunt situații în care se începe diversificarea mai devreme. Am avut mămici care au început pe la 4 luni jumate să dea și sigur cu probleme ulterior tocmai pe partea asta de alergie, pentru că sistemul digestiv, inclusiv apropo de acel microbiom al sugarului, nu este încă pregătit să primească aceste alimente noi și atunci pot apărea dereglări care ulterior să se perpetueze, mai ales dacă există și un anumit teren pe care îl moștenește copilul respectiv. La copiii care au în familie persoane cu alergie, fie că e alergie alimentară sau alergie respiratorie, diversificarea n-ar trebui sub nicio formă să înceapă mai devreme de 6 luni jumate. Și de evitat alimentele care conțin multă histamină și care pot să provoace acea inflamație la nivelul intestinului și care să favorizeze ulterior dezvoltarea alergiilor alimentare sau a intoleranțelor alimentare. Deci la bebeluș mai puțină histamină. Care ar fi top 3 alimente bogate în histamină? Carnea afumată, roșiile, vin, deci depinde de categorie. Histamina se dezvoltă, practic se poate dezvolta în toate alimentele. Ea este un aminoacid, dacă vreți, amină biogenă se cheamă, și ea se dezvoltă sub influența anumitor bacterii, deci prin procesele de fermentare. Atunci, orice aliment, cu cât este mai vechi, cu cât este mai puțin proaspăt, cu atât conține mai multă histamină, pentru că apar aceste brânzeturile fermentate, de exemplu, varza murată. Sunt în topul carnea de pește, care nu e proaspătă și mai ales dacă peștele respectiv nu a fost curățat imediat ce a fost capturat. Conservele conțin multă histamină. Și în rest sunt aceste alimente care pot părea chiar sănătoase. Bananele, de exemplu, au multă histamină, căpșunii. Da, par inofensive, într-adevăr. Da. Și o banană unui copil ziceai că nu face rău la nimic. Da. Există alergii alimentare care ne pot pune viața în pericol și dacă da, cum recunoaștem o eventuală situație în care trebuie să ne adresăm urgent medicului? Există situații într-adevăr foarte periculoase, se întâlnesc mai ales la adult, dar și la copil, și cel mai frecvent implicat în aceste reacții sunt nuciferele, adică arahide, alune, nuci, migdale și fructe, așa numite fructe de mare, inclusiv creveții. Și chiar și peștele. Pentru adult, acestea sunt cele mai frecvente alimente care și dau alergie. La copil, la copilul mic, cele mai frecvente alergii sunt la proteina din lapte de vacă, dar care extrem de rar poate să dea șoc anafilactic sau anafilaxie. Soia, ou, proteina din ou, mai ales din albuș, care frecventă reacții alergice și tot nucile, alunele, arahidele. Deci astea sunt cele mai frecvente categorii de... Le introducem mai târziu în diversificare. Evident, da, evident. Și glutenul dă reacție
frecventă de alergie, dar glutenul nu este indicat să se introducă mai târziu decât ar trebui, pentru că introducerea lui mai târziu tocmai poate să favorizeze chiar apariția intoleranței la gluten, dacă există terenul genetic, adică bolii celiace, da, care este o boală autoimună. Da. Ați intrat pe un teren care mă pasionează foarte mult. Eu, de exemplu, sunt un mare fan al quercetinei, care a devenit populară, iată, tot în pandemie, că ați menționat. Ne puteți povesti un pic despre efectele quercetinei în alergii? Da, quercetina este un antioxidant puternic, dar pe lângă efectul acesta are și direct efecte antialergice, efecte antihistaminice, adică acționează împotriva sau limitează sau ajută la metabolizarea histaminei din organism, histamina fiind mediatorul reacțiilor alergice și nu numai, este un mediator inflamator, proinflamator foarte puternic în organism și ea se eliberează în organism prin mecanisme specifice de tip alergic sau prin mecanisme nespecifice de granulare a mastocitelor, care pot să fie favorizate aceste mecanisme de diverse infecții bacteriene sau infecții parazitare sau de boli inflamatorii autoimune. Și atunci quercetina, pe lângă efectul antioxidant direct pe care îl are, are și acest efect de stabilizare a membranei mastocitare și prin asta se împiedică degranularea mastocitară și eliberarea histaminei în organism. Histamina, repet, fiind mediatorul alergiei, quercetina în cazul ăsta are un efect direct antialergic, nu doar de prin efectul imunomodulator pe care îl are prin efectul antioxidant. Și mai are un efect important, are un efect antiinflamator direct la nivelul mucoasei intestinale. Prin efectul ăsta la nivelul mucoasei intestinale, antiinflamator, acționează pe două paliere mari, să spunem. Pe de o parte, orice inflamație care există la nivelul mucoasei intestinale duce la o scădere a unei enzime, diaminoxidază se cheamă enzima asta, iarăși e la modă, foarte multă lume, DAO, da? Deci această enzimă se secretă la nivelul mucoasei intestinale, la nivelul vilozităților intestinale și ea are rolul de a metaboliza histamina, care în special histamina prin aport extern. Atunci când există o inflamație la nivelul mucoasei intestinale, evident că nivelul diaminoxidazei se reduce pentru că nu se mai secretă în cantități suficiente. Și atunci quercetina are efectul antiinflamator pe mucoasa intestinală și în felul ăsta stimulează cumva, dacă vreți, sinteza, secreția diaminoxidazei, care la rândul ei reduce nivelul de histamină din organism și atunci se reduc și procesele alergice, deci efectul antialergic și are și efecte antiinflamatoare în organism în general, pentru că, repet, histamina este unul dintre principalii mediatori proinflamatori în organism. Și un al doilea mecanism pe care le are quercetina prin efectul acesta antiinflamator intestinal este prin reducerea permeabilității intestinale. Aici, iarăși, este un domeniu cu care nu e bine acceptat sau nu e acceptat de toată lumea medicală, e conceptul de intestin permeabil. Ghigat, așa da, cum îl căutăm noi pe Google. Da, și care se pare că este implicat în dezvoltarea anumitor boli autoimune și inclusiv în favorizarea apariției alergiei sau a terenului alergic. Mecanismul prin care teoretic ar favoriza toate acestea este faptul că atunci când, deci în general, sistemul imun reacționează la substanțe proteice. Toate alergiile, există un singur tip de
alergie alimentară care nu e legată de proteină. Este o alergie la un glucid, la alfa-gal se cheamă acel glucid, și în rest toate alergiile alimentare apar ca o reacție la anumite structuri proteice care există la nivelul alimentelor. Atunci când se absorb la nivel intestinal, proteinele sunt foarte bine mărunțite, adică structura lor proteică e cumva foarte bine metabolizată și se spartă cu ciocănelul și, mă rog, se cheamă peptide și după aceea peptidele se transformă în aminoacizi, care sunt esențial pentru funcționarea organismului. Dar când există această inflamație a intestinului care favorizează permeabilitatea, teoria spune că, teoria acceptată de cei care susțin sindromul de intestin permeabil, spune că trec structuri proteice mai mari. Ori peptidele nu mai sunt reactogene pentru sistemul imun, adică nu mai provoacă reacții, tocmai pentru că au dimensiuni foarte mici, structura lor e foarte mică. Orice reacție imună, pentru ca să apară, inclusiv reacțiile alergice, de exemplu la polenuri. Nu toate polenurile dau alergie. Pentru ca să dea alergie, polenul trebuie să aibă anumite proprietăți, inclusiv de nivel, dimensiune, structură. Deci sunt polenuri care nu au cum să dea alergie, tocmai din cauza dimensiunilor, fie prea mici, fie prea mari. Și atunci, la fel și în cazul proteinelor acestora, care dacă trec cu o anumită dimensiune, se absorb din cauza acestor modificări care apar la nivelul mucosei intestinale, pot să provoace reacții mai puternice la nivelul sistemului imun și atunci pot să dezvolte ulterior boli autoimune sau favorizează dezvoltarea alergiilor. Deci mi-am ales quercetina să fie preferata mea, am simțit eu că e ceva extraordinar de interesant acolo. Eu aș discuta toată seara cu dumneavoastră, este absolut fascinant tot ce ne povestiți. Am să pun pauză tuturor întrebărilor care mi trec prin minte acum și am să trec la cele mai celebre. Este o rubrică foarte simpatică pe care o avem noi. Sunt cele mai celebre și cele mai frecvente căutări pe internet. Ce caută oamenii pe internet când vine vorba de alergologie? Și avem aici top 3 căutări. Prima este: ce înseamnă alergia la gluten? Haideți să răspundem corect și medical căutărilor pe internet. Alergia la gluten înseamnă simplu alergia la gluten. Adică este o reacție care apare la o structură proteică care se găsește în cereale, în grâu, orz, ovăz, secară, și care se manifestă sau se poate manifesta cu toate elementele unei reacții alergice. Elementele reacții alergice, sau cum recunoaștem o reacție alergică la un aliment, în primul rând, reacția este destul de rapidă. Adică majoritatea alergiilor alimentare se dezvoltă la o jumătate de oră, o oră, două după consumul alimentului incriminat, în cazuri foarte rare până la 12 ore. Niciodată nu se dezvoltă o reacție alergică a doua zi sau a treia zi sau a patra zi. Deci este o reacție imediată, în primul rând. Manifestările sunt cele mai frecvente la nivelul pielii, cu urticarie, cu așa numitul angioedem, adică umflarea sau edemul țesutului subcutanat, și atunci se manifestă cu edemațierea, cu umflarea extremităților, cel mai frecvent la față, la nivelul feței, buzele, ochii, pleoapele, adică, dar și la nivelul extremităților, mâinile, degetele, picioarele, inclusiv pot fi edeme în zonele intime, da? La nivelul scrotului sau la nivelul vulvei. Se poate manifesta și inclusiv edemul glotic sau angioedemul glotic sau edemul cu inche, care
poate pune cel în pericol. Faimos din filme. Faimos, când da, se... dar care apare destul de rar, adică nu e o afecțiune frecventă și apare în special legat de alimentele pe care le-am menționat anterior. Manifestări digestive, crampe, dureri, balonare, accelerarea tranzitului cu diaree, manifestări respiratorii, inclusiv poate să dea o alergie alimentară, dar mai rar, deci frecvența manifestărilor este cea pe care am, în ordinea în care le-am menționat. Deci o reacție alergică la un aliment poate să dea inclusiv o criză de bronhospasm, adică o criză de astm, o criză astmatică, să spunem așa. Și sigur, prin histamina, dacă cantitatea de histamină eliberată este foarte mare, se poate ajunge și la anafilaxie, adică la reacții sistemice cu scăderea tensiunii arteriale și șoc. Astea sunt manifestările alergiei în general și atunci și alergia la gluten se manifestă la fel. Acum, ce cred eu că a vrut să însemne întrebarea respectivă, este extrem de complex, pentru că reacțiile care apar la gluten sunt de mai multe tipuri. În primul rând este această reacție alergică, IgE mediată, da? Prin mecanism de hipersensibilitate de tip 1. Există reacția la gluten prin mecanism mediat celular, adică reacția de hipersensibilitate de tip 4, reacție tardivă sau alergie tardivă, care poate să apară în cazul oricăror alimente. Semnificația sau impactul clinic acestor alergii la fel nu este foarte bine lămurit și nu e foarte bine acceptat la fel în lumea medicală. Ce e clar este că aceste alergii de tip întârziat se manifestă la 24-48 de ore după consumul alimentului incriminat și pot să dea și reacții pe piele, dar nu neapărat de tip urticarie sau angioedem, ci mai mult eczeme și manifestări digestive în special sau manifestări sistemice, dar nu pun în pericol viața, adică o reacție de tip întârziat nu poate niciodată să se manifeste prin șoc anafilactic. Există după aceea reacțiile la gluten de tip celiac și non-celiac. Deci intoleranța la gluten de tip celiac este de fapt o boală autoimună care apare pe o componentă genetică și în care apare anumiți anticorpi împotriva componentelor sau, mă rog, glutenul e un complex de fapt, sunt mai multe tipuri de proteine care intră în compoziția sau care se încadrează în acest termen și atunci apare anumiți anticorpi împotriva acestor structuri care afectează mucoasa intestinală și manifestarea tipică a intoleranței la gluten de tip celiac, adică bolii celiace, este prin sindrom diarei cu sindrom de malabsorpție, adică inflamația intestinală împiedică formarea scaunului normal și cu tulburări de absorpție de vitamine, minerale, inclusiv vitaminele esențiale pentru funcționarea organismului. Majoritatea debutează în copilărie, mai ales la copilul mic. Există în schimb și formele care se dezvoltă, debutează la adult. Recent am avut o pacientă care a fost diagnosticată cu boala celiacă la vreo 60 ceva de ani. Și există intoleranța la gluten non-celiacă, cea care e foarte comună și despre care vorbeam la început, apropo de acele teste de intoleranță de tip IgG. Da. Și acolo manifestările pot fi extrem de vaste. O a doua întrebare de pe internet. Ce înseamnă alergie încrucișată? Ați menționat-o și dumneavoastră puțin mai devreme. Haideți să... Aici sunt două situații. Vorbesc acum din punct de vedere practic, nu neapărat din punct de vedere teoretic. Există o situație în care la analizele de alergologie, atunci când se fac acele paneluri, când se
se măsoară nivelul IgE-urilor specifice pentru anumite alimente sau pentru anumite polenuri. Există anumite, mai ales în cazul alimentelor este treaba asta, dar și în cazul alergenilor respiratori, există o structură proteică care poate să, mă rog, cu cacofonia de rigole. Deci există o structură pe suprafața acestor alergene care nu are nicio semnificație clinică. Adică ea nu poate să dea nicio reacție clinic, doar că testele apar, de exemplu, pozitive pentru polenul de nu știu ce sau pentru un aliment și, de fapt, nu există alergia real, ci doar pentru că era acel antigen, așa se cheamă. Deci alergie fals pozitivă. Fals pozitivă și există teste speciale prin care dacă se întâlnește situația asta, așa e suspiciunea că a apărut această situație. Deci dacă pe un panel, să zicem, de 20-30 de alergeni se negresc mai mult de jumătate, ceva nu e în regulă acolo și atunci, dacă nu s-a făcut de la început, se face un test mai special, mai în profunzime, care elimină posibilitatea asta. Și a doua situație, care pune probleme și clinic, sunt alergiile încrucișate care apar între anumite polenuri și anumite alimente. Asta este o situație și există o altă situație în care apar alergii încrucișate între la cei care au alergie la latex și anumite alimente. În situația asta există aceste antigene sau structurile proteice care dau reacția, care sunt reale, prezente sau nu real prezente, care există real pe suprafața acestor alergeni și care au și implicație clinică. Deci sunt antigene care provoacă reacții. Și atunci o persoană care este alergică la polenul de mesteacăn, să spunem, poate să aibă reacții alergice dacă consumă mere, pere, piersici, cireșe, țelină, cartofi sau dacă este alergică la polenul de ambrozie. Poate să aibă reacții dacă consumă banane sau dovlecel sau pepene sau piper sau ceapă sau țelină sau arahide. Deci fără să aibă neapărat reacție reală, adică în analize la alimentele respective. De cele mai multe ori apare și reacția respectivă, dar de fapt doar dacă se fac teste detaliate. Deci vorbim de acel Alex test, care e destul de cunoscut, unde se detectează mai multe antigene de pe suprafața alergenului în sine, adică care intră în compoziția alimentului sau a polenului respectiv, și atunci acolo se detectează și aceste structuri proteice care dau aceste reacții încrucișate. Ideea în sine este că dacă există acest tip de reacție încrucișată, el poate să pună probleme pentru cei care au alergie la polen, pot să apară manifestări, așa numitul sindrom al alergiei orale, care se manifestă prin edem la nivelul buzelor, edem chinche, edemul glotic, sau inclusiv cu urticarie, prurit la distanță sau chiar tot felul de exeme. Asta mai rar. În principal cu urticarie, prurit, mâncărimi la nivelul feței, prurit la nivelul feței, angioedem facial și edemul crânchial. Ultima întrebare. Deja avem o mulțime de informații de la dumneavoastră. Ce analize, numai bine ați, se fac pentru alergii? Pentru alergiile IgE mediate se pot face, de fapt, pentru toate tipurile de alergii se pot face alergii în vitro și alergii în vivo. Adică alergiile în vivo sunt cele care se fac direct pe pacient și care au anumite riscuri pentru că se pune în contact
alergenul cu pacientul ca atare și atunci pot să apară, să dezvolte reacții mai grave dacă este foarte sensibil la alergenul respectiv. Dar are și anumite avantaje pentru că se vede impactul direct pe care îl are alergenul asupra pacientului. Deci atunci când se fac testele în vivo, adică testele pe piele, care pot să fie prick teste pentru alergiile imediate, IgE imediate, sau patch teste, adică se pun anumite substanțe sau alimente, de obicei pentru alimente și pentru substanțele chimice se fac aceste patch-uri, se pun tot pe piele, pe spate de obicei și se lasă o perioadă mai îndelungată, adică 48 de ore, pentru că testează alergiile de tip întârziat, adică acele alergii imediate celulare. Și atunci, prin testele astea directe pe piele, se poate vedea care e impactul real al alergenului asupra organismului. Ca să explici simptomatologia. Să explici simptomatologia și intensitatea. Da. Dar aceste teste se pot face și din sânge, deci teste serologice, se detectează IgE-urile specifice pentru alimente sau pentru polenuri. Avantajele sunt următoarele. Nu există niciun risc. Se pot face mult mai multe odată. Pe piele se pot pune un număr limitat atât de alge. Dezavantajul e că nu există totdeauna o corelație între reacția ca atare și, și patologia. Adică nu totdeauna atunci, cum vă dădeam exemplu cu copii, nu totdeauna dacă apare o alergie în sânge, ea se și manifestă clinic. Și pentru alergiile de tip întârziat, se face testul de transformare limfoblastică, LTT se cheamă, și se face de obicei pentru alimente și există și pentru anumit tip de alergie de contact, în special pentru metale și pentru metale care, sau materiale care se folosesc în stomatologie. Acolo pot să apară reacții de tipul ăsta de alergie întârziată, imediată celular și acolo analiza care e cea mai bună este această analiză de sânge, testul de transformare limfoblastică. Super! Vă mulțumesc pentru toate aceste informații. Eu știu sigur că o să mai ascult de vreo 3 ori această discuție ca să pot să absorb toate informațiile pe care ni le-ați dat în această seară. Vă mulțumim tare mult! Vă mulțumesc și eu! Drag, noi ne revedem luna viitoare la o nouă ediție a acestui podcast. Până atunci, vă rog frumos să intrați pe site, pe SECOM, să vă abonați la podcast ca să nu cumva să ratați următorul episod. Ne găsiți și pe Spotify și pe YouTube. Până atunci, să aveți grijă de voi ca să rămâneți bine!